cere ordine de zi. În conformitate cu dispoziția primarului Comunei numărul 25.1.2019, pe instanță participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 31.1.2019, orele 15, la sediul primăriei Comunei Sândulene, în sala de consiliu. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Bacău ATI, aferent anului 2019, inițiator primarul Comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intracomunitară pentru Salubrizare Bacău ADIS pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărul de posturi de asistență personale ai personalului cu handicap grav, ce vor putea fi angajați de către Consiliul Local Sândulene, județul Bacău, în cursul anului 2019, inițiator primarul Comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 60 din 31.07.2018, prin care a avut loc aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public și sau privat al Comunei Sândulene, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sândulene, inițiator primarul Comunei. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 95 din 27.12.2018, prin care a avut loc stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sândulene și al Consiliului Local Sândulene, începând cu luna ianuarie 2019, inițiator primarul Comunei. Punctul 7 diverse și înțeleg că mai sunt suplimentarea ordinii de zi. O să ne spună... Citiți cum ați scrivele așa. Act adițional... Privind aprobarea actului adițional numărul la contractul de legare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078 din 16.04.2018, vorba de contractul pe Ecosudu. Mai avem aici, privind modificarea anexei la HCL numărul 7 din 17.01.2019, prin care a avut loc aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții alimentare cu apa satelor aparținătoare Comunei Sândulene, județul Bacău, actualizat după licitația, preț de executat. Așa. Și mai avem acum, deci, vis-a-vis de multifuncționalul pe care l-am primit, trebuie ca să-l introducem la noi în inventar, ca să poată să se facă decontarea sumelor. Și aici e... La ce? De către. Ce aveți acolo? Aici? Da. Comunul Dumnezeu. Aici, nu, privind aprobarea includerii în inventarul Comunei a unui multifuncțional de capacitate mare cu trei axe cu tracțiune și asociase. Deci astea sunt celelalte trei suplimentări. Punem la vot pe ordine de zi. Cine este pentru? Împotriva? Deci cu tot cu suplimentarea, deci toată lumea. Supunem la vot procesul din ședința anterioară, procesul verbal. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Punctul 1 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Bacău, ADIP, aferent anului 2019. Comuna Sândulene face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, respectiv ADIP. Fiecare comună trebuie să participe cu anumite cotizații care se acordă în consiliul local. Se păstrează aceeași cotizație de aferent anul 2018 pentru 2019, respectiv 1000 de lei pentru ADIP. Deci nu se modifică, nu se vis-a-vis de anul trecut. Doar că trebuie aprobată anul. Dacă nu sunt întrebări, puneam și, până... Nu știu, și delegarea unei persoane. Deci,
Cotizația. Care, de, cu care participăm noi. Ce cotizație? Deci asta este cotizația, o aprobă Consiliul Local, nu s-a modificat. Da, și nu apare și domnului Sarca Anton. Care a prezentat al Consiliului Local în adic de a lua anumite hotărâri, de a vota anumite reguli. Asta e că aici că domnul Sarca dă toți bani, nu? Da, da. El e consul. Aprobăm, aprobăm. Cine mai are întrebări? Da, alte întrebări? Să punem la vot. Cine e punctul? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intracomunitară pentru Salubrizare Bacău, ADIS, pentru anul 2019, inițiator primar comun. Aceeași situație și în cadrul ADIS, numai că cotizația este în parte de 5.000 de lei, se păstrează la nivelul 2018, ea a fost, știu că în 2017, 2.000 de lei, dar la anul trecut a fost 5.000, se păstrează și în acest an 5.000 de lei, iar la Buneu se mandatează, în calitate de reprezentant al unității administrative teritoriale, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1, orice hotărâre luată de ADIS. Întrebări? Puneam la vot? Cine dacă este pentru? Dacă nu vă convinc, domnul primar, mergeți o hotărâre, mergeți partea lor. Da, am fost, e o situație de genul acesta, da, dar ok, întrebare foarte ok, ok, nu, da, întrebare foarte, foarte bună. Acum două săptămâni am fost la un termen de judecată în care o anumită primărie contestă hotărârea ADIV-ului, având în vedere că la prima hotărâre a venit cu ceva, a hotărât ceva, s-a emis altă hotărâre. Ce, de ADIV sau de ADIV? Vorbim de ADIS, era de ADIS. Deci s-a terminat. S-a dat o hotărâre de Consiliul Local, s-a aprobat în ADA, Consiliul Local a venit cu altă hotărâre și primul a constatat hotărârea ADA, deoarece Consiliul Local a venit cu altă hotărâre. Ok, întrebare. Adică, în momentul când se constată că ADA emite o hotărâre neconform cu legislația vigoare, noi, prin domnul secretar, putem emite cu aprobarea Consiliului Local altă hotărâre, dar, în același timp, trebuie să contestăm în contencios hotărârea Consiliului de Administrație a celor de asociație. La timpul respectiv. Da, preventiv, nu... Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? 100%. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personale ai persoanelor cu handicap grav ce vor putea fi angajați de către Consiliul Local Sândulen, județul Bacău, în cursul anului 2019, inițiator primarul comunei. Se constată la nivel național foarte multe cazuri de bunăvirea cetățenilor prin emiterea de certificat egal de handicap. Anul trecut au fost 20 de posturi, anul acesta am suplimentat cele 20 de posturi, 22. În momentul când un cetățean al Comunei Sândulen beneficiază de un certificat de handicap cu asistent personal, primăria Sândulen poate opta, inclusiv cetățeanul poate avea două opțiuni, indemnizații sau asistent personal. Noi mergem mai mult pe asistent personal, în vedere că și sumele încasate sunt 1 milion mai mult decât o indemnizație, dar beneficiază și de vechime în muncă. Toate celelalte drepturi. Toate celelalte drepturi, ca și un angajat. Aici avem 22 de personal. 20 avem. 20 și 22. Dacă vorbim chiar acum la ora asta, la cineva nu i-a mai dat certificat de grad? 19. Suntem 19. Deci acum când vorbim. Avem rezervă. Da, dar s-ar putea apoi să fie... E important să avem posturile ca să știu când se îmbolnăvește omul. Corect. Dar dacă, Doamne ferește, vor fi mai multe cazuri de îmbolnăvii, putem să vinim cu suplimentarea. O să fie un pic dificil dacă e până în luna iulie, nu? Dacă vor apare 4 posturi, sunt 3 acum disponibile. Da, 3 posturi. Dacă am suplimentat cu mai mult, ar trebui să bugetăm posturile și rămân banii bugați. Exact. Și bugetam anumite sume. Anul trecut a fost 10%, acum de 2 ani zic 25%. Adică nu știm dacă banii vor sta blocați din bugetarea acelor posturi. Prefer să nu bugetăm doar 3,
gândindu-ne că nu vor fi cazul, 3 plus nu vor fi cazul, de al iulie vom efectua o nouă rectificare de buget cu bugetarea celor costuri. Dar dacă reaște Dumnezeu, dacă apare, dacă apare, dacă apare, dacă apare, dacă apare, dacă apare, mergem pe indemnizație o lună, două luni, dar și după aia mergem pe eliminăm. Supunem la vot punctul 3. Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 60 din 30.07.2018, prin care a avut loc aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public și sau și privat al Comunei Sândulen, județul Bacău, inițiator Comunei. Toate aceste societăți cu vizuale de anumite servicii, vor plăti la anumită taxă, taxa de 3 lei netul subterat și 3 lei... Da, și este și ordinul care este emis acum pe 13 noiembrie 2018 a președintului ANCOM 997, care stabilește clar pentru ce se achită sumele respective. Deci cablul trase prin săpătură pe partea carosabilă, pe sub construcții sau pe altceva, dar discutăm de ceea ce am hotărât aici. Deci noi punem prețurile pe care le-am pus noi, pentru că la momentul în care s-a aprobat hotărârea de Consiliul Local, nu aveam această decizie a președintelui ANCOM-ului. Iar aici sunt prevăzute ce lucrări se fac și care este valoarea. Și noi l-am luat și l-am actualizat exact după acest ordin. Deci nimic mai mult, nimic mai puțin. Celelalte rămân în continuare. Prevederile contractuale și absolut. Discutăm de domeniul public, dar în cazul în care trec pe domeniul privat... Deci noi discutăm de domeniul public, pentru că noi luăm banii pentru ce este pe domeniul public. Da. Iar dacă ne uităm puțin pe acest ordin al președintului, are să vedem că la un moment dat sunt mai multe. Deci nu numai de ce spune ceea ce este pentru domeniul public, și pentru celălalt. Deci, cablul, vă uitați puțin, clădirile rezidențiale. Deci, clădirea rezidențială nu putem să spunem că în cazul nostru. Așa. Deci aici sunt. Aici se reglementează foarte clar. Nu poate să spună cineva mai mult sau mai puțin, poate. Mai mult nu poate să. Și noi ce aprobăm? Aprobăm ordinul? Sau nu, noi nu aprobăm ordinul. Deci noi aprobăm, deci ce s-a modificat, în felul următor. Că toate valorile sunt conform la acest ordin. Deci astea vor fi valorile maxime aprobate prin ordin. Și ordinul ăla să înțelegi, mă gândesc, că e atât publică și privat, nu? Da, da, bine, dar noi, deci ca în privat, privat e treaba dânșilor, că cu privat. Atât, bun, dar noi aprobăm, mă gândesc, da. Aprobăm ordinul. Nu. Deci noi aprobăm taxele care sunt conform ordinului. Da. Exact. Atât pentru privat, cât și pentru domeniul public. Aici vreau să mă refer. Da. Am înțeles. Supunem la vot punctul 4. Cine este pentru? Împotriva, abține? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sândulen, inițiator primarul Comunei. În urma votului efectuat direcția de socială, s-au constatat anumite nereguli, între care Comuna Sândulen nu avea întocmită strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din Comuna Sândulen. S-a luat legătură cu o societate, s-a plătit către societatea respectivă 500 de lei, 5 milioane și a întocmit această strategie pe care dumneavoastră s-a studiat-o. Supunem în aprobării această strategie. Aveți o întrebare? Privind, spuneam la vot, cine este pentru? Împotriva, punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 95 din 27.12.2018, prin care a avut loc stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sândulen și al Consiliului Local Sândulen, începând cu ianuarie 2019. Aici, ce pot să spun, știți că am dat o hotărâre Consiliul Local luna decembrie, prin mărirea salariului persoanelor cu studiul medic cu 5%, dar în momentul când noi, eu, secretarul, am pornit, am pus
pe coeficienți, adică dacă o persoană avea 1,41, am trecut 1,46, deci diferență de 0,05 puncte. Într-o zi am studiat cu domnul secretar și am constatat că 5% reprezintă mai mult decât 0,05 puncte procentual. Și am revenit astfel încât să fie în beneficiu salariatul și am ridicat cu 5%, nu cu 0,05 puncte, exact cum am stabilit inițial în ședința Consiliului. Adică eu în ședință am spus ceva, dar am făcut altceva. Nu au luat nimeni în casa niciun ban, dar acum am revenit pe 5% astfel încât a putut să fie ok. Adică, puteți să înțelegeți, 0,05 puncte la 20 de milioane. Eu am numit la 5% reprezintă altceva. E un coeficient, e o diferență. E o diferență. În hotărârea de în hotărâre era vorba și despre salariul mediu pe anul 2018, ca împărind salariul de bază, în afară pe eficiență. Da. De ce nu aprobăm salariul, de ce nu luăm la bază salariul din 2019? De ce se ațină în PD de salariul mediu pe 2018? De exemplu, i-am arătat și domnul secretar pe, pe contabilitate, respectarea salariului mediu pe economie, respectiv 2080, este doar pentru persoane care nu au 2080. Adică cei care nu au 2080, în momentul când se includ toate sporurile. Un exemplu eroferent a fost la Nunu Nicoleta. Doamna Nunu Nicoleta, când salariul minim pe economie era 1450, dumneavoastră avea 17.870. În momentul când s-a trecut la salariul minim de 1900 de lei, trebuia să-i asigur doamna Nicoleta 1900 de lei plus sporul aferente de condiții vătămătoare. Acum, în situația primării Sândorei, nimeni nu are mai puțin 2080. Dacă o persoană, de exemplu, cel mai puțin are brut, vorbim de brut, da. Dacă o persoană are sub 2080, să respectiv 1900, tu trebuie să te duci la 2080 și tu nu să pleci de la 2080. Cu celelalte spor. Da, și cu celelalte spor. Întrebări privind punctul 6? Punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? 100%. Punctul 7. Actul adițional... Deci aprobarea cu adițional numărul contractul de delegare prin concesiunea cesiunii serviciului de operare a instalației de geoduri pentru județul Bacău. Aici? Da. Da, spuneți dumneavoastră. Da, îi spuneți că se le spui și... Da, ar fi vorba de cei 30 lei per tonă, perceput de mediu, care trebuie să-i plătească Ecosud către mediu, 30 lei fără TVA. Mai departe? Da, sunt anumiți indicatori de performanță, adică un cetățean trebuie să producă 4 kg, per comună, înmulțit, 250 tone. Până la 250 tone, fondul de mediu este asigurat de primărie pe o plată de 50%, 50% din suma datorată, dar dacă indicatorii de performanță sunt depășiți, respectiv acei 250 de tone, Ecosud, adică operatorul respectiv operator, va trebui să plătească 30 de lei pe tonă către fondul de mediu, nu noi. Noi plătim doar până la 250 de tone, operatorul trebuie să plătească de la 250 la 500, la 400, la 300. Banii nu trebuie să noi? Nu. Nu. Pe 250. Până în 250 plătim noi la fondul meu. Toată cantitatea ce depășim 250, de, spre exemplu, anul trecut, au fost 500 de tone. Asta înseamnă că el trebuie să plătească la mediu 250 ori 30 plus de lei, vine 7500 de lei, mulțit cu 2, 14, 9000 de lei. Deci, operatorul Ecosud trebuie să plătească către fondul de mediu 9000 de lei. Dar și noi trebuie să plătim încă 4500 de lei, suma aferentă a celor 50% pe indicatorii de performanță respectiv. Tot acolo, 50. Tot acolo este. Numai că noi plătim jumătate, el toată suma pe ea. Nu, nu-i tot acolo, pentru că nu mai plătim noi acei 30 de lei, dar trebuie să plătească operatorul Ecosud. Da, da. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? 100%. Punctul, unde este? Punctul 8, modificare.
SL 7 din 2019. Da, aici cred că și deja a venit domnul Marco, să vă spun mai bine, deci este de la mea. Știți că am aprobat indicatorul tehnic economic pentru toate investițiile, au fost transmise la MDRP și au primit o adresă de la MDRP, respectiv la doamna Olivia Reineanu, prin care precizează că noi am încasat de la bugetul, au fost finanțat de la bugetul de stat investiția alimentară cu apă 16 miliarde. Eu nu am avut cunoștință de acei 16 miliarde, dar de vedere că în registrul contabilitate avem din 2009, iar în 2006, pentru că domnul primar Lumin Vasile a depus, exact cum fac și eu, a depus pentru a finanța această lucrare pe mai multe ordonanțe, pe mai multe hotărâri de guvern. Prima hotărâre de guvern a fost pe 599 pe podul, prin 1599, s-a încasat de la bugetul de stat 144.000 de lei, deci 1.440.000. Doamna Reiar nu spune, doamne, modifică toate deviziile, sunt indicatorii tehnici economici, pe valoarea primită de la stat, cu 16 miliarde, 6.045. Noi avem o aprobare a indicatorului tehnici economici pe 14 miliarde, 610, avem hârtia de la minister, în care ne precizează că de la stat la diferență. Da. Și de la stat, banii ăștia de 1.400.000 sau 14 miliarde pe care sunt cheltuiți alea 2 miliarde. Sunt cheltuiți. Da, pot să fiu cu ele. Deci au fost 16 miliarde. N-ai mică, le prezint pe toate. Deci 14 miliarde, 300. Nu, atât am înțeles. Îți cheltuiți 16 miliarde. Sunt evidențiați în documentele contabile, ca fiind decontați, fiind cheltuiți. Da, toate. Toate sunt evidențiate. Numai că noi, din 2009, avem evidența din 2009. În 2006, doar s-a depus proiectul, dar nu s-a mai primit finanțare. Acest proiect a fost depus pe 1500, pe OG-159. Și au dat drumul la altă ordonanță, respectiv OG-7, s-a primit alt proiect și trebuia depus proiectul. Da, a fost cheltuit. Da. Știți și cu banii ăștia. Cheltui banii pe proiecte, dar nu știu dacă se aprobă. S-au plătit în speranța că vor primi finanțare. Adică devizul general a fost crescut cu 144.000 de lei pe baza documentelor existente la Ministerul Dezvoltării, dar existente și în contabilitate, care sunt în arhivă. Dar ce întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Prima, ține? Punctul 9. Aprobarea trecerii multifuncționalei Mantegia sau ce e în domeniul... Da, în domeniul. Aici, iată, sau aveți, da. Da, cum să mașină? Dar era pe următor că poate vrea să știți care este evaluarea întreagă. Noi avem de raportul de activitate de la cei de la Centrul Regional pentru Finanțarea Investiției, deci cu suma pe care ne-au aprobat-o ei, ca să poată să ne dea suma, pentru că acum deci aici este ultima etapă, deci ca să revireze suma, ca să putem după aceea să punem și contribuția, ei solicită ca să fie trecut în inventar. Niciun fel de problemă. Interesul este al nostru, puțin discutabil dacă e domeniul public sau domeniul privat, dar aici este o altă chestie. Noi avem un contract, completez o observare, avem un contract de finanțare pe AFIL, peste 10 zile avem un act adițional de prelungire a contractului finanțare, actul de finanțare, de prelungire a contractului mai valabil la 10 zile, terminat până să dăm o atât de conștial de includere în domeniul public, astfel încât ar fi să ne decontențe. Deci este pe domeniul privat al comunii sau pe domeniul public? Ei spun pe domeniul public, care nu intră în domeniul public, dar că lucrurile lumea așa interesant, pentru că nu este o lucrare, nu este o investiție. Dar noi am mai pățit o chestie asta la buldul excavator. Și la buldul excavator a trebuit ca să-i explic la doamna respectivă că, domnule, deci hai că ți-l trec în inventar. Dar nu în domeniul public, în domeniul privat, pentru că în domeniul public deci nu mai marele investiții și care sunt de interes public. Localități, nu corect, bine. Și ăsta e tot al localității. Deci e domeniul public, investiții de interes public. Nu e cazul.
Dar decât pentru că noi acum suntem pe ultima sută de metri, că de acum ne-au venit și nouă documentele, decât să te pui contra, mai degrabă dai drumul. Dar așa a fost și cu Mundo, și deci, dacă rețineți, am dat și o de Consiliul de Tăiat numai să treacă. Nu e ok, dar așa solicită. Așa solicită. Dar vreți ăsta este inclus și anexele sau... Deci totul, deci investiția e cap-coadă, cu tot cu sărăriță, cu tot cu lamă, deci cap-coadă. Când s-a primit finanțarea, s-a primit pentru tot. Deci nu numai la autospecială. Inclusiv toate accesoriile care le are pentru. Pentru sărăriță, pentru... Estimativ. Fondul European AFIL ne decontează 56 de mii de euro, 55 de mii de euro, iar noi, ca și contribuție de la producție locală, 100 de mii de euro. Deci cu totul este 156 de mii de euro, a fost la 7 miliarde. Deci undeva 30% de contează AFIL, nu? Și restul puțin locale. Puțin mai mult, 30%. Puțin mai mult. Puțin acolo. Da, în comparație cu Budu, că au de contact 100%. Ei au dat o sumă fixă, dacă ne-a reușit-o, cu cât am depășit-o, o scurtă mult. Ei au dat o sumă fixă de 56 de mii de euro, iar noi, pentru că numai lama de depăzire costă 30 de mii de euro, plus 7 mii de euro sărărița, deci valoarea este, mașina este valoată 116 mii de euro, dacă le ținem. Complet așa. Fără sărăriță, fără... Fără 116 mii de euro. Fără camul, da, mă. 30 de euro. Să știți că... Dar buget îți prinzi banii. Da, acum nu mai sunt prinși. Au fost prinși anul trecut, au rămas în excedent și au fost... Dar nu, bine, nu o putem considera chiar un proiect european foarte consistent. Una e că spui 100% sau 90% și una când deja e 30%. Dar e bun, nu e chiar din drum. Da, nu putem considera. Dar e pe fondul european. Dacă fondul european îți dă 5%, e pe fondul european. Da, dar deja ai suportat 95%, aproape că e... Bine, ideea de... Dacă da. Vrei... Deci, nu? Deci aveam de ales. Să depunem sau să nu depunem. Eu consider că e mai important de acum încolo să fie utilizat în mod judicios, economic, să beneficieze comuna de ea cum trebuie. Asta posibil că nu e important. Că este a... Poate fi și închiriată, poate fi și... Corect. Bine, acum e în ce regim se poate folosi? Poate depăși limitele localității, nu? Deci totul este... Dar ce să se face? Limitele vor să scrie. Am depășit. Dar de ce nu? Pentru de că am fi manipulată... Nu, nu, eu întreb, n-am spus că sunt proiecte care nu ai voie să ieși în localitate. Bine, pe persoanele. Nu mai e manipulare la... Deci, o e bună și ală, domnule. Vine un proprietar, vine un proprietar. Spre exemplu, mașinile de transport școlar, da? Ele nu au voie să circule decât în interiorul județului Bacău. Pentru ieșirea din interiorul județului Bacău în alte județe, ne-a trebuit, spune Nea Neu, ce ne-a trebuit? Un certificat de... Nu mai are importanță. Un certificat de... Nu știu ce, un certificat de... De repasare, un certificat. Da. Și ieșire la altă. Da. Acum avem pe ambele mașini acele certificate și putem să ne ducem și în Bistrița Năsăud. Dar până nu am avut acele certificate pe care le-am plătit, 50 milioane sau nu știu cât, nu puteam să plecăm așa și mașina. Are alt regim, nu ca mașină. Da, da, pentru care transport. Cum se cheamă? Certificat? De competență, nu. Ce nu de competență. Nu știu. Aia, da, nu de certificat. De transport. Certificat de transport, nu știu. Certificat de transport în cont propriu. Așa, certificat de transport în cont propriu. În primul an s-a plătit, după aia nu s-a mai plătit. Nu s-a mai plătit. Așa se cheamă. Acum nu stai, la am văzut. RAC sau... Are... Da. S-ar putea să ne trebuiască, de exemplu, dacă ne ducem, să aducem balastul de la jur, de la o stație mult mai ieftin de la jur. Da. Ne trebuie acel certificat de transport cu propriu. Transportul ăla era transportele de persoane, exact cum a spus atunci manager de transport. Deci managerul de transport, doar dacă făceai transport în... Aici ar fi transport propriu, cum s-ar fi că la firmă, că dau pe și mașina la mașina aceea, deci tot așa am cam o lachim de 5 ani mașina, te opriști să face trecere. Deci trebuie certificat de transport în cont propriu, când depășești în limitele județe. Și ei dau voie, de exemplu, în perioada de monitorizare, ce depășești în cont propriu? Asta e de un transport în cont propriu.
Zic ei, în perioada de monitorizare dau voie, presupun că monitorizare are altă regiune. Garanția la 1000 de kilometri la 1000 de kilometri ca să întreții, să întreții și trebuie să ai toate documentele în spate. Și așa, întreținerea prin făcută tot de firma întreținerea pe bună este făcută de firma cine a fost achiziționat, de la Terra Construct București. Și ei vin, chiar acum, nu ne mergea, spune el, un senzor la Bundo. La Bundo, asta de la siguranță, nu pușca la siguranță. Când cupla mersul înainte, pușca siguranța. A venit o s-a sunat și a trimis firma reprezentată și a spus de-a greșit. Mai fost un de acolo și... Mai fost și... Noi mai avut o situație, noi că știe, eram pe câmpul cazărului. Lucra jumătate de oră, se opera, lucra jumătate de oră, se opera. Dedesubt avea un fir foarte subțire, când se încălzea, revenea unde de afară și se opera tot. A schimbat acel fir cu un fir mai gros, a făcut un bypass și ok. Așa, acum au schimbat treile unde mers înainte, pentru că s-ar părea că de acolo era detecțiune. Produs pentru Europa de Est. Da. La urmă. Da. Cine este pentru? Împotriva acțiune. Și punctul 10 divers. Se scrie cineva? Domnul Marian, nu? Altcineva? Vă rog, domnul Marian. Vreau să întreb de problema cu gunoaiele. Când se rezolvă? Adică de când se poate... De ce mă întrebați, Sfânge? Credeți că eu în zic, acest moment... Zic, da, știți ceva în momentul de față? Adică mă refer pentru cetățeni, să știe de... Nu. Întrebarea este pusă greșit. Ceea ce vedeți dumneavoastră la televizor, ceea ce vedeți dumneavoastră în mass media, ceea ce vedeți dumneavoastră prin discuțiile cu altcineva, aia știu și eu. Altceva nu știu nimic. Atât timp cât trebuie plătite anumite sume către societatea Ecosur, anumite sume care oamenii pe bună dreptate nu pot efectua anumite lucrări până nu încasez anumite lucrări. Atât ce știți dumneavoastră, atât știu și eu. Nu am bine să știu. Este adevărat faptul că localitățile care și-au plătit, OAT-urile care și-au plătit integral sumele către... Nu este adevărat. Se colectează sau nu? Nu se colectează. Noi ne-am plătit toate sumele. Noi am precizat în tot ce zi. Noi suntem la zi. S-a venit, pentru că diferența dintre populație este de 1200 de locuitori sau 1000 de locuitori, da? Și s-a depozitat în groapă de gunoi o cantitate mult mai mare decât cea prevăzută în indicatorii de performanță, da? Am dat hotărâri de consiliu de subvenție pe 66.000 de lei. Și nu știu câte comune, aici este problema, nu știu câte comune au aprobat acea subvenție din bugetul local pentru achitarea datorilor către ADIS. ADIS, după cum știți, este executată, silit. E o problemă foarte mare. Noi aveam o diferență de plătit foarte mică, nu știu cum mai sunt, 20.000, 19.000, nu știu. Am plătit-o repede, dar nu am plătit-o către ADIS, am plătit-o către executori. Deci acum toate sumele care trebuie plătite nu trebuie plătite către ADIS. Până la executorii. Există hotărâri de consiliu de judecătorie de executare, ADIS. Deci ceea ce știți dumneavoastră, aia știu și eu. Nu, că văzusem tot felul de anunțuri și primării de astea, care duc, care nu duc, care, la care se iau, care nu se iau. Nu duce nimeni. Nici orașul nu e mă? Ba da, da, da. Aici, când în Bacău se duce cu noi, dar se duce unde îl duce, îl ia. Și am mai dat și o 7 localități în care se duce, majoritatea din jurul Bacăului. Sunt cu Luizii, Faraoane. Dar noi suntem cu zero. Noi n-am plătit acei 76.000. Și apare și Sândulemi undeva aproape la 68.000. Dar ei nu înțeleg un lucru. 68.000, noi îi plătim mâine. Dar nu sunt lichidități. Nu sunt lichidități. Cum să plătești 68.000? Eu puteam să plătești... Exact suma aia apare într-o listă. Da, dar nu avem lichidități. De exemplu, deschiderea de credite se fac pe a 12-a parte din bugetul local. Dacă nu ai lichidități, de unde să plătești? Aici este problema. Ei au confuzat această
Am prins în concluzie, nici noi n-am plătit. N-am plătit acei 66 de lei. Așa, dar acum eu vreau să vă întreb că dacă noi am plătit 4 de lei de cătării, înseamnă că ar fi obligat să vină să iau noi. Da. Și atunci, dacă n-am plătit... Dacă nu avem lichidități atunci. Acum, de la data de întâi, să vedem ce lichidități avem. Aici e problema, că nu depinde nici de primarul de nimeni. Pur și simplu se deschid unul pe 12. Abia am avut bani de salariu. Abia am avut bani de salariu și de câteva chitanțe de către mediu, către iată. Deci nu sunt lichidități. Nu, că funcționezi pe bugetul trecut. Funcționezi pe bugetul trecut când ai aprobat nouă buget. Deci, oarecum s-ar putea și februarie să fie în aceeași situație, nu? Păi după ce s-a aprobat bugetul național, poți să... Să zicem, să zicem când vom fi, să zicem că ne-au rămas la 12-a parte, vom deschide iar la 12-a parte, nu facem nicio achiziție, absolut nimic, să vedem ce sume ne rămân. Adică avem două posibilități. Plătim aia 68 și plătim salariul puțin mai târziu. Plătim în martie. Dar în același timp, poți să nu-i dai omul nimic. Adică cum se va descurca? Dar eu zic că e o problemă globală, să vedem. Nu, asta mă refer pentru cetățeni să fie și nu îl scoți marți de marți, asta e că nu vine, iar îl bagi la loc. Stai, iar îl scoți săptămâna asta, iar îl bagi la loc. Haideți să spun, a venit păi, și era la diverse, la bază pe alor. A venit domnul Vânceanu, nepotul Matanea Ienică, e privarea din Cărcutize și mi-a spus, domnul, corona bun de gunoi în toată lumea, în Italia, în Napoli, aceeași situație, nu mai au un singur. Peste tot sunt probleme. Napoli e special. E un special. Da, eu nu luăm din neapărat, eu am tare metalor, am dus de cu privire la dezăpăzirile astea, știu eu, zona între școală, dispensarul medical și primărie, nu s-au dezăpăzit, nu s-au făcut o pârtie. Nu ați găsit niște oameni la ajutorul social să facă lucrurile. Nu știu ce s-a făcut, de-aia, nu știu ce s-a făcut. Eu am mers pe ea și chiar am văzut decărare făcute de urme de picior. Nu, nici măcar un pic de... V-am văzut fata mică de asta. Văd o fata mică. Este adevărat, nu? Aici am văzut să fie... Și pe urmă, vă provăm de acasă. Adesea, e o urmă. Nu, acolo au făcut ce s-au făcut cu utilajele, da, dar știu eu, vin cetățenii comunei să plătească taxa la primărie și au și treabă la dispensarul medical, la farmacie, la merg prin zăpada aia, cam impropriu așa, nu știu. Sau mi se pare... Aveți dreptate, dar numai dintr-un anumit punct de vedere, din 10 nu. Pe Gaza Comune să nu iei, sunt 55 de km, de 56. Șoferul nostru a încercat să dezepizească toate zonele de acces. Adică, mai mult de atât, vorbim de dispensar uman și aici nu se înțelege un lucru. Vorbim de dispensar uman, vorbim de drumurile către cimitir, vorbim de anumite zone în care primăria Sândulene chiar nu are nicio treabă. Sunt două instituții separate. Doctorița să-și facă zona dumneavoastră de acces. A, eu trebuie să fac zona de acces până acolo. Păi da, acolo, nu zona lor. Ei și-au făcut zona lor. Am văzut la ei dezăpăzit, dar nu, legătura între primărie și dispensarul medical uman nu era. Primordial a fost desfacerea drumului acolo unde chiar sunt necesar să facă. Dar asta nu ținea de utilaj, domnul primar. Ținea de asistație socială. Te legai câțiva să facă lucrul ăsta. Doar atât. Asistația socială au uitat și pe zone din astea unde ca să poată ieși oamenii la stradă. Da. Adică a fost o situație foarte grea. A fost foarte multă. Exact, zăpadă multă. Vreau să vă spun, acum o situație, chiar am văzut cu părinte de acum, o situație foarte grea, de exemplu, i-a murit cuscul unei aiojă. Știam că mormântarea va fi la 9 dimineața, știam că dacă mă duc până la 7 și mormântarea la 9 nu reușesc și ne-am dus prin pădure. Adică vreau să se înțeleagă. Bisericile, primăria, sunt două instituții diferite. Nu uniți acele instituții. Mai mult de atât, sunt anumite taxe pe care primăria bisericii le încasează. Din acele sume, poate dumneavoastră să efectueze întreținerea. Întreținerea cărărilor de acces, intrarea bisericii, drumul de acces la cimitir. Deci să se înțeleagă, sunt două instituții separate, mai mult de atât. A,
Dacă părintele ne spune, dați-mi niște oameni de ajutor social, e ok, cu dragă inimă îi dau, dar nu este în obligația primăriei de a desfunda acele drumuri de acces. Trebuie să se înțeleagă aceste lucruri. Dacă vreau să am de zile de vreo 10 ani, niște am avut așa zăpadă. N-am avut. Și eu plus de asta de zile, când s-a uitat zapă, mi-am aduc aminte când mă urmă un burlacu, s-a mobilizat satul și eu mers tineret și oameni și o să joacă de scobutul. Din câte știu eu, vorbim cu consilierii de la biserica de, la, de aici, de la Căluiu, n-au bani nici măcar să-și tot plătească centralistul. E dificil, nu prea au sume. N-au bani care este în casă. Dumneavoastră ați spus că au, eu știu, poate unele au, unele n-au. Eu doar ce știu, vă spun doar ce știu. Eu mai nu vorbesc de bisericele catolice, că au anumite sume care se plătesc, ca, adică... Nu știu, dar probabil și la dumneavoastră au două, sunt anumite sume care se plătesc. Nu, au 2 milioane bani să dacă le duce să la biserică și face la medie la cât se dă la liturghie. Nu știu, asta e cum, nu spune liturghie, Doamne Părinte. Dar aici se face contabilitate. Sumele sunt foarte mici. Când ieși din afară, vorbești foarte simplu. Aia, când stai înăuntru și vezi ce bani și pe ce bani discuți, rămâi puțin cam surprins. Sunt și localități și parohii, dar la noi nu chiar cu dare foarte mare de până lumea la biserică. Da, da. Vorbesc pe Sândule, nu permit. Dar trebuie să se înțeleagă că sunt două instituții separate. Da, dar bine, nu... Asta vreau să spun, două instituții separate. Bine, acum v-am spus, eu am început discuția privind accesul ăsta pietonal pe zonă, mai bine spus. M-au văzut zăpezile mari, e cam greu să mergi cu partea carosabilă și aia strâmbă, trei tiruri, traficul intens pe zonă. E pericol. E pericol pentru soții. Iarna nu-i cavară. Nu iarna cavară, dar situații excepționale trebuie să... Dacă fiind să fie în frigo. Deci, domnul Ileanu, eu apreciez ceea ce a spus cu dumneavoastră, dar eu vin cu un păitar a spus-o dumneavoastră. De ce nu v-ați prezentat în dimineața respectivă, viceprimarul și primarul vă dădea 10 oameni la sugestia dumneavoastră și desfundați dumneavoastră călare? Sunteți consilier local și trebuia să desfundați la sugestia dumneavoastră. Nu trebuia, dar puteam să o fac. Puteam să o fac dacă eram în zonă. Nu am fost în zonă. Am și alt serviciu. Dar parcă ne-am întâlnit. Am și alt serviciu. Dar parcă ne-am întâlnit în zonă. Având în vedere că... Ar mai fi un punct. Având în vedere că... va veni bugetul spre aprobare. Ne prezentați un program anual de investiții, să luăm și noi la cunoștință. Eu știu, poate mai trebuie adus ceva completare, nu? Poate când vine. Ce să răspund? Eu am două variante și a treia pentru mine. Eu pot să prezint, eu nu pot să prezint. Poți să prezint, din punct de vedere. Poți să prezint. Acum să nu prezint, pentru că este obligația mea să prezint. Cum să... Vă rog să verificați lista de investiții la nivelul primăriei Sândureni și veți constata că acea listă de investiții se va păstra și pentru anul 2019 și se va bugeta toate investițiile aferente listelor de investiții apucate de GPP pe anul 2019, ci care s-au păstrat și pe 2018. Okay. Mai mult de atât, se vor acorda niște sume către biserici. Atât. Nu sunt stabilite sumele, dar se vor, propune. Se vor propune. Bine. Nu-i bun și mai e ceva? Declară ședința închisă.